Botezul este ușa de intrare în biserică. Este începutul vieții în Hristos. Chiar dacă cei mai mulți primim această taină încă din fragedă pruncie, pe măsură ce creștem, avem putința de a ne asuma statutul de creștin, de fii ai lui Dumnezeu. Dar avem și libertatea de a ne îndepărta de El, luându-ne averea și cheltuind-o prin țări străine, precum fiul risipitor. Să fim doar cu numele creștini nu ne ajută la nimic. Poate fi, eventual, un lucru care să conteze la statistici. Dar, dacă luăm în serios faptul că, prin botez, nu mai cerșim înlăcrimați, precum odinioară Adam, pe la porțile raiului, ci avem deschisă ușa de la casa Tatălui Ceresc, atunci ne e de mare folos această înțelegere spre a deveni casnici ai lui Dumnezeu. Botezul este cel care ne oferă șansa înnoirii noastre, începutul unei vieți noi, în care suntem chemați să fim împreună lucrători cu Dumnezeu. De aceea și Sfântul Apostol Pavel ne învață în epistola sa către Romani: toți câți în Hristos Iisus ne-am botezat, întru moartea Lui ne-am botezat. Deci ne-am îngropat cu El în moarte prin botez, pentru ca, precum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, așa să umblăm și noi într-o înnoire a vieții. Fiecare an, fiecare clipă din viața noastră marchează o nouă treaptă, una în care suntem chemați la a păși în Sfânta Sfintelor prin sângele lui Iisus, precum ne zice tot Apostolul Pavel, pe calea cea nouă și vie pe care pentru noi a înnoit-o prin catapeteasmă, adică prin trupul său, însuși Mântuitorul. Fiind mădulare vie ale aceluiași trup, care este însăși biserica sa, înnoirea noastră înseamnă și înnoirea vieții din comunitatea noastră. Lucrând pentru noi înșine, acasă, în parohie, în slujba la care suntem chemați, ostenindu-ne fiecare după puteri, să fim încredințați că viața noastră se integrează organic și în economia întregii eparhii, ai cărei fii suntem. Căci darurile sunt felurite, dar același Duh, și felurite slujiri sunt, dar același Domn, și lucrările sunt felurite, dar este același Dumnezeu care lucrează toate în toți. De aceea și viața noastră devine viața a bisericii, iar viața bisericii este și viața noastră a fiecăruia. Ca indivizi, oamenii arareori și pentru scurt timp gustă din bucuria lucrului împreună. În biserică însă, spre aceasta suntem chemați în toate zilele vieții noastre. Căci, dacă este cineva în Hristos, este făptură nouă, cele vechi au trecut, iată, toate s-au făcut noi, ne spune cel care s-a convertit pe drumul Damascului. Iar această nouă făptură nu poate fi decât în strânsă legătură cu cei prin care Dumnezeu a ales să lucreze în poporul său. Precum trupul nostru nu este sănătos decât dacă este în deplina noastră ascultare, având putința de a ne coordona mișcările, tot așa și mădularele cele vii din trupul bisericii nu pot lucra în bună rânduială fără a asculta de cei care sunt chemați la treptele slujirii sacerdotale, toți ascultând astfel de însuși Hristos, care este capul bisericii. Comuniunea credincioșilor nu este mărginită de granițele unei parohii, nici deschisă doar spre lărgimea teritoriului canonic al unei eparhii. Comunitatea celor vii, numită și Biserica Luptătoare, este în strânsă legătură cu Biserica Biruitoare sau Nevăzută, adică a celor care au trecut de pragul acestei vieți de luptă și au primit cununa Sfințeniei. Pentru a birui și noi, nu avem decât a conștientiza și pune în lucrare cuvintele Sfântului Pavel, care îi responsabiliza pe coloseni, arătându-le demnitatea de care s-au învrednicit prin botez, căci le spunea: v-ați dezbrăcat de omul cel vechi, dinpreună cu faptele lui, și v-ați îmbrăcat cu cel nou, care se înnoiește spre deplină cunoștință, după chipul celui ce l-a zidit.
Nimeni însă nu poate să-și înnoiască a sa viață dacă nu va învăța cum se face acest lucru. Să nu vă potriviți cu acest veac, ci să vă schimbați prin înnoirea minții, ca să deosebiți care este voia lui Dumnezeu, ce este bun și plăcut și desăvârșit. Din aceste cuvinte pe care le găsim în Epistola către Romani, înțelegem că, atât prin învățătura propriu-zisă primită în biserici, în școli, la cateheze, din cărți sau din alte surse de informare, dar mai cu seamă, printr-o viețuire conformă cu poruncile dumnezeiești, gustând din lumina Sfintelor Taine, putem ajunge să primim de la Dumnezeu și acest mare dar al înnoirii minții noastre. Astfel curățită, mintea noastră va putea să se hrănească din lumina dumnezeiască, întorcându-se prin pocăință de la împrăștierea către cele din afară. Responsabilitatea de a învăța, de a ucenici în cele ale credinței, ne revine în primul rând cu privire la propria noastră persoană, dar, deopotrivă, și cu privire la cei spre care se îndreaptă grija noastră de părinți trupești sau duhovnicești, de educatori sau de îndrumători. Dintre toți, copiii și tinerii au o chemare specială către a crește și a-și zidi viața lor pe temelia care este Hristos. Hrănindu-i cu Sfintele Taine, învățându-i să stea de vorbă cu Dumnezeu în rugăciune, deschizându-le inima spre a primi cu dragoste prezența aproapelui, dar și îndreptându-i prin disciplinarea vieții de zi cu zi, ne vom face împlinitori ai îndemnului pe care l-au primit efesenii de la Sfântul Apostol Pavel. Voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i într-o învățătura și certarea Domnului. Iar dacă păcatul își va fi făcut deja loc în viața unui tânăr, avem a lua aminte la alt cuvânt insuflat de Duhul Sfânt, cel al psalmistului care zice: „Înnoise vor ca ale vulturului tinerețile tale”, adică să avem nădejde că Dumnezeu, curățindu-ne de păcatul îmbătrânitor, ne întinerește ființa noastră prin puterea înnoitoare a Harului. Grija pentru înnoirea vieții duhovnicești este, dintotdeauna în biserică, strâns unită cu grija pentru asigurarea celor necesare vieții trupului. Filozoful rus Nicolae Berdiaev spunea în Duhul Sfinților Părinți: „Problema pâinii pentru mine, personal, este o problemă materială, dar pâinea aproapelui meu nu mai e o problemă materială, ci o datorie spirituală”. Această exigență se cuvine a fi împlinită așadar, dar nu după modelul filantropiei lumești, ci având mereu vie conștiința că toate cele materiale sunt pieritoare și că sufletul are și el nevoie, chiar mai presus de toate, de hrană și de vindecare. Căci și Apostolul Neamurilor spunea în cea de-a doua epistolă către Corinteni că dacă omul nostru, cel din afară, se trece, cel din lăuntru însă se înnoiește din zi în zi. Suportul material este necesar nu doar pentru viața oricărui om pe pământ, ci și bisericii, pentru misiunea ei concretă și activă în această lume. Așa cum trupul nostru primește haină spre a se încălzi, proteja și a face cu putință ieșirea în lume, tot așa și trupul lui Hristos primește pe cele văzute, palpabile, spre a se descoperi tuturor. Sfintele biserici în care pășim cu evlavie, o lumânare a cărei lumină o înălțăm odată cu rugăciunea, strana din lemn pe care ne sprijinim când ostenim sau icoana care ne mijlocește dialogul cu persoane sfinte, toate acestea și multe altele ne ajută să ne întărim în comuniune de iubire, să ne adunăm forțele trupești și sufletești în lupta cea bună. Sau, cum ni se spune în Epistola 1 către Corinteni, ne alimentează elanul de a curăți aluatul cel vechi, pentru a fi frământătură nouă. Orice călătorie am întreprinde însă în afara noastră, orice lucrare văzută am săvârși, chiar și cea mai bine plăcută lui Dumnezeu, nu este decât pentru a ne întoarce mai întăriți înspre noi înșine,
spre a rosti în cămara inimii noastre cuvintele prorocului David: Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Am văzut că această înnoire nevăzută este sprijinită de lucrarea exterioară sau văzută, cuantificabilă, după cum și cele din afara noastră se fac oglindă fidelă a modului în care viețuim interior. Este o mișcare vie și continuă, dinspre interior spre exterior și dinspre exterior spre interior, pe care suntem chemați să o trăim ca lucrare de înnoire, ca prilej de îmbogățire în Domnul. E o mișcare ce verticalizează viața noastră, înălțând spre cer această plămadă de trup și suflet, precum preotul înalță mâinile la epicleză când rostește deasupra pâinii și a vinului cuvintele: Doamne, Cel ce ai trimis pe preasfântul Tău Duh în ceasul al treilea apostolilor Tăi, pe acela, bunule, nu-l lua de la noi, ci-l înnoiește nouă celor ce ne rugăm Ție.